funcție de valoarea primului cubic. În cazul ăsta, pentru că valoarea e 1, o să facem sau exclusiv. Aici aș să obținem 1 și 2, sau exclusiv 1 egal cu 0. Și în plus, ce observăm e că toți operatorii ăștia sunt întâmplători și propriile lor inverse, adică h înmulțim cu h de identitate, x înmulțim cu x de identitate și așa mai departe. În alte cuvinte, imaginea asta este valabilă în ambele direcții, atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga. Și hai să facem un exemplu ca să vedem dacă am înțeles lucrurile astea. Să zicem că am la intrare 2 fluviți care pornesc în starea 0 și am circuitul acesta care acționează asupra lui. Deci, la început am starea 0,0 și acționez cu operatorul acesta asupra ei. Deci aplic Hadamard pe primul qubit și nimic, adică identitatea la doilea qubit. Ce o să obținem după asta? Puteți folosi și cheat vectorul pe care
care o obțin, ca starea finală să fie o stare consistentă cu postulatul întâi, care zice că stările trebuie să fie naturalizate și de logică unică. Deci, ca să dau așa niște instrucțiuni pas cu pas, cum ai făcut omul observătoare, alegem o bază, spre exemplu, pentru un hybrid, putem alege fie 0, fie plus minus, după aceea alegem o stare pe care vrem să o măsurăm, o stare cuantică, spre exemplu, psi, de forma aceea, efectuăm măsurătoarea cumva și măsurătoarea o să ne dea un anumit rezultat. Acum, țineți cont că măsurătoarea este o chestie fizică, adică eu am un anumit aparat, cum a fi un volmetru sau ceva de genul ăsta, bine, volmetru nu face nimic cuantic, să zicem, dar un aparat de măsură și aparatul se indice o valoare. Și o să vedem mâine că valorile acelea sunt valorile proprii ale unei anumite matrice sau anumit operator. Spre exemplu, 1 și 1 sunt. Și știu că dacă am obținut 1, dacă aparatul de măsură îmi indică 1, înseamnă că vectorul a colapsat în starea 0. Și dacă îmi indică minus 1, înseamnă că a colapsat în starea 1. Iar amplitudinile A și B în superpoziție determină probabilitatea ca să obțin fie un rezultat, fie celălalt, conform cu regulii lui Born, adică modul din A pătrat e probabilitatea să obțin 1 și deci vectorul să fie proiectat pe starea 0, pe chet 0, și respectiv modul din B pătrat să obțin minus 1 și să proiectez pe 1. Acum, în continuare, nu o să lucrez cu valori de genul ăsta, cu valori proprii, pentru că sunt proiecte, și o să zic pur și simplu, valoare 0 înseamnă că am obținut 0, valoare 1 înseamnă că am obținut starea. Și puțin mai tehnic, din moment ce avem proiecție, înseamnă că trebuie să existe niște operatori care fac proiecția asta. Iar operatorii respectiv se cheamă proiectori în mod natural. Spre exemplu, dacă măsori în bază 0, proiectorii asociați acestei baze sunt pe 0, în forma aceea, adică chet 0, bra 0 și chet 1, bra 1. Acum, dacă vă gândiți la reprezentarea cu vectori, vă dați seama că pe 0 este de fapt o matrice. Pentru că cine era chet 0? Chet 0 era un vector coloană. Iar cine era bra 0? Bra 0 era un vector linie. Dacă mulțesc o coloană cu o linie, o să obțin o matrice. Ok? Și acum, dacă avem o măsurătoare generală care poate să-mi dea K rezultate posibile, adică sunt K răspunsuri posibile pe care le pot obține în sistem, probabilitatea asta vine ca rezultat a legii lui Born. Iar prin alte cărți o să vedeți această lege ca fiind postulatul al patrulea și legea lui Born, regula lui Born, rezultând din treaba asta, pentru că ele sunt cumva echivalente. Probabilitatea să obțin un anumit rezultat este dat de expresia asta. Deci e un fel de produs scalar, dar între el, între cei doi vectori psi, am pus proiectul respectiv. Îți arăt un exemplu. Iar dacă am obținut rezultatul I, deci din cele ca rezultate am obținut 1 anume I, atunci starea sistemului după ce am efectuat rezultatul este asta. Și asta pur și simplu mi arată că aici trebuia să fie I, nu e greșeala mea, o să corectez în slide-ul. Pe I acționând asupra lui Psi, îmi proiectează vectorul, iar radical din pe I aici jos e doar ca să normalizeze starea, ca să-și păstreze dimensiunea de dimensiunea originală. Ok. Hai să vedem un exemplu. Să zicem că am starea aceea cu care le-am obișnuit până acum, a 0 plus B1, și vreau să fac măsurătorile în baza 0,1, pe care mai numesc și baza computațională. Conform ce v-am zis mai devreme, deci conform legii de aici, o să am că P0 este produsul acela scalar și în interior am pus proiectorul pe 0. Deci dacă e să îl scriu efectiv, vedeți cum obțin expresia asta, care este un produs între două produse scalare. Este psi produs scalar cu 0, înmulțit cu 0 produs scalar cu psi. Și v-am zis mai devreme că dacă am A produs scalar cu B, să zicem cine este în funcție de B produs scalar cu A. Conjugat. Și atunci, un număr complex înmulțit cu conjugatul I înmulțit din acel număr complex la pătrat. Dar cine este produs scalar între 0 și psi? Componenta de pe exact. Componenta de pe direcția 0, adică A, deci înmulțit din A pătrat.
exact legile și la fel și pentru unul obținem același lucru. Care este starea sistemului după ce am făcut măsurătoarea? Păi dacă măsurătoarea mi-a dat răspunsul 0, adică am colapsat, am obținut rezultatul 0, înseamnă că starea sistemului o să fie dată de expresia asta, cum ziceam. Deci proiectez vectorul și normalizez. Deci expresia de aici, vedeți chet 0 și după aceea am produs scalar. Deci vectorul o să rămână chet 0 și produsul scalar o să fie A asupra normalului A, dar asta este echivalent cu starea 0, pentru că A asupra modulului A nu este decât faza lui A, dar e o fază globală, deci nu contează. Deci starea sistemului este într-adevăr 0. Și pentru unul asemănător obținem același lucru. Ok. Acum putem să generalizăm chestia asta și putem să măsurăm și stări care nu mai mult situiți. Spre exemplu, am starea asta în care am pus într-o superpoziție egală în 3 stări, 0, 0, 0, 1 și 1. Și vreau din nou să măsori în baza computațională asociată spațiului ăsta. Adică baza asta, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Deci e o măsurătoare cu 4 rezultate posibile. Iar proiectorii asociați celor 4 rezultate posibile sunt aceștia. Și dacă faceți calculul, ca mai devreme, o să vedeți probabilitățile pentru fiecare din rezultatele măsurătorii. Ultimul aspect pe care îl mai zic este că există anumite limitări la ce putem face. Deci v-am arătat, astea sunt postulatele mecanice cuantice. Astea sunt toate, din fericire nu sunt mai multe. Și dacă le punem pe toate la un loc, vedem că evoluția unui sistem cuantic este întotdeauna o evoluție lineară. Și s-ar putea să nu pară așa, mai ales din cauza măsurătorilor. Pentru că măsurătorile, când fac proiecție, nu pare să fie o operație lineară. Dar ca și data trecută, dacă trecem în altă reprezentare, o să vedem că de fapt este tot o operație lineară și cumulat putem privi lucrurile ca operații lineare. Și atunci, dacă totul se produce ca operație lineară, înseamnă că există niște limitări date de constrângerea asta. Una dintre ele fiind că nu putem copia stări cuantice. Cu alte cuvinte, dacă am ceva de genul ăsta, să zicem că am un qubit psi și lângă el e 0, deci am un registru cu 2 qubits, primul e psi, al doilea e 0. Și nu știu cine e psi, nu știu ce stare, poate să fie orice stare. Și vreau să aplic o operație asupra registrului, astfel încât să am o copie a lui psi la final. Deci 0 acela să devină și el psi. Păi, dacă ar fi să scriu operația asociată chestii astea, în ideea că psi se scrie A0 plus B1, produs tensorial cu 0, starea de la intrare este A00 plus B10. Și vreau să ajung la starea de la ieșire, care e produs tensorial între psi cu el însuși, și este expresia asta. Vedeți aici că obțin A pătrat, AB, nu e un operator linear. Deci operația asta nu este lineară și deci nu se poate efectua, pentru că operațiile din mecanica cuantică sunt mereu lineare. Alt lucru pe care nu pot să-l fac, nu pot să șterg stări cuantice. Așa cum pe calculator pot să șterg informații, dacă am o stare cuantică necunoscută, nu pot să o șterg. Ideea că nu pot să o șterg doar pe ea. Adică dacă am ceva de genul ăsta și aș vrea să șterg al doilea qubit, să fac 0, nu pot pe cazul general să fac asta. O să ziceți pe de ce nu pot să arunc qubitul ăla și să pun 0 acolo sau ceva de genul ăsta, sau să-l măsor și după aia să-l arunc. Problema este că acel qubit ar putea să fie entangled cu alt qubit și dacă fac asta, o să perturb și alt qubit din memorie. Deci pe cazul general nu pot să fac lucrul ăsta. Și demonstrația este pur și simplu demonstrația de mai devreme în sens invers. În cazul anterior vreau de la psi 0 să ajung la psi psi, acum vreau invers. Deci ar fi operația în sens invers care tot neliniară e, deci nu se poate. Alt lucru pe care nu pot să-l fac, nu pot să deosebesc între stări care nu sunt ortogonale. Spre exemplu, dacă cineva îmi zice, uite qubitul ăsta și l-am preparat astfel încât să fie fie 0, fie plus. Și vreau să-mi spui care dintre ele este. Nu pot face chestia asta cu certitudine. Pot să fac asta probabilistic, dar nu pot să fac asta cu exactitate. De ce? Pentru că dacă ar fi să fac o măsurătoare în baza 0, 1, Q
limitul 0 mereu o să-mi dea 0. Deci e ok. Dar dacă mă sun pe plus, uneori dă 0, uneori dă 1. Și nu o să știu dacă care dintre ei a fost de fapt plus și care dintre ei a fost de fapt 0. Deci, pe cazul general, nu pot să deosebesc crescări care nu sunt ortogonale. Toate proprietățile astea o să fie extrem de utile pentru criptografie. Pentru partea de algoritm nu sunt atât de importante, dar la criptografie o să vedeți că e foarte util că nu pot să deosebesc crescări care nu sunt ortogonale și că nu pot să copiez informații mari. Iar ultima proprietate care afectează algoritmul și care e puțin cam tristă, este că nu pot să implementez o matrice unitară oarecare. În ideea în care chiar aș vrea să fac un calculator cuantic și să fie ca laptopul acesta de aici, bineînțeles că o să fie un circuit fix, o să fie o logică fixă acolo. Ceea ce înseamnă că există un procesor undeva, un procesor cuantic, care acționează asupra memoriei și o modifică. Face mai multe operații și modifică memoria. Dar cum ziceam, procesorul e fix, procesorul implementează o operație unitară, asta ne spune teoria cuantică. Și tot acționând unitar de mai multe ori, nu pot să obțin toate matricele unitare. De ce? Pentru că dacă acționez de un anumit număr de ori, pot să implementez un număr numărabil de matrice unitare, pe când mulțimea tuturor matricelor unitare este nenumărabilă. Și atunci, cu siguranță că există matrice pe care nu pot niciodată să le